găsit din nou și mă bucur să fim împreună să vorbim despre sănătate. În episodul de astăzi vom vorbi despre băutura minune din sfeclă roșie, morcov și măr. Sucul de măr, morcov și sfeclă roșie reprezintă o adevărată rețetă miracol pentru sănătate, tratând și afecțiuni foarte grave. Acest suc este un aliat chiar și în cazul unor boli precum... Vă salut, prieteni! Vă spun bun găsit din nou și mă bucur să fim împreună să vorbim despre sănătate. În episodul de astăzi vom vorbi despre băutura minune din sfeclă roșie, morcov și măr. Sucul de măr, morcov și sfeclă roșie reprezintă o adevărată rețetă miracol pentru sănătate, tratând și afecțiuni foarte grave. Acest suc este un aliat chiar și în cazul unor boli precum cancerul, deoarece inhibă dezvoltarea celulelor canceroase. Este dovedit faptul că produsele naturale ajută foarte mult în tratarea unor boli. În plus, ingredientele din acest suc sunt la îndemâna oricui și poate fi preparat foarte ușor în propria bucătărie. Sucul proaspăt de sfeclă, morcov și mere a fost prima oară folosit de către medicii chinezi pentru tratamentul cancerului de plămâni cu sute de ani în urmă. Iar acum, din ce în ce mai mulți dintre noi folosesc sucul acesta pentru sănătate și energie. Efectele combinate ale celor trei ingrediente sunt absolut miraculoase. Nu numai că le dau energie și necesarul de vitamine și minerale pe ziua în curs, însă au o acțiune pe termen lung asupra sănătății noastre. Iată câteva dintre efectele sucului de sfeclă roșie, morcov și măr. Este eficient în păstrarea sănătății organelor, în special a celor responsabile cu detoxifierea, care sunt zilnic expuse la diverse tipuri de toxine. Ficatul și rinichii. Menține sănătatea inimii și a sistemului circulator, datorită carotenilor din sfeclă și morcovi, care reduc colesterolul, echilibrează tensiunea și protejează organismul de bolile coronariene. Datorită efectelor detoxifiante, dar și a vitaminelor pe care le conține, sucul proaspăt de sfeclă, morcov și mere ajută la curățarea acneii și a coșurilor și întârzie apariția ridurilor. Atunci când nivelul toxinelor este prea mare pentru ficat, acesta antrenează și următorul mare organ cu rol în detoxifiere, pielea. De aceea apar coșuri, acnee, pete maronii în jurul ochilor, iar durerile dese de cap și oboseala sunt adeseori semnale că ficatul este sub presiunea toxinelor. Menține sănătatea sistemului digestiv, protejează stomacul de ulceri și reduce riscul constipației datorită fibrelor din mere și sfeclă roșie. Sucul proaspăt de sfeclă, morcov și măr este un aliat pentru bolnavii de cancer, pentru că inhibă dezvoltarea celulelor canceroase. Poate ajuta la scăderea greutate, pentru că este un suc foarte sățios datorită fibrelor pe care le conține și oferă maxim de energie pentru o cantitate mică de calorii. Are efecte antiinflamatorii. Este foarte important să bei sucul imediat după ce a fost tors, pentru a beneficia la maxim de calitățile nutritive. Sucul se bea pe stomacul gol cu o oră înainte de micul dejun, pentru a lăsa nutrienților timp să fie absorbiți prin intestinul subțire. Sucul de sfeclă roșie conține colină și prezența ei ajută în mod eficient organismul pentru a curăța toate toxinele, nu doar din ficat, dar și din întregul corp. Experții recomandă acest suc pentru fiecare persoană care dorește să-și purifice sângele de toxinele dăunătoare. În cazul în care tensiunea arterială este anormală, este recomandat să se consume sfeclă roșie zilnic, astfel încât aceasta să rămână stabilă. Puteți utiliza neguma pentru a ridica tensiunea arterială sau să o scadă. Pentru a prepara băutura miraculoasă, avem nevoie de 4 morcovi mari, 2 sfecle roșii, 2 mere mari, sucul de la o jumătate de lămâie. Sucul se consumă ca atare, fără a adăuga zahăr. Filtrată, însă nu adăuga sub nicio formă zahăr. De asemenea, cu ajutorul unei cure cu suc de sfeclă, accidentele cardiovasculare pot fi prevenite. Riscul unui atac de cord fiind mult mai scăzut. Nivelul colesterolului va scădea semnificativ, iar nivelul trigliceridului din sânge va fi reglat. Puteți adăuga în sucul de sfeclă roșie și frunzele de sfeclă, ținând curat
asta. Digestia tratează anemia, constipația și infecțiile urinare. Și foarte, foarte important, reglează apetitul. Thank you.
Thank you.